Continuăm jurnalul AgroTV. Fermierii se plâng că toate produsele agricole pe care le produc au prețuri extrem de mici față de cheltuielile de producție. Noi, cumpărătorii, ne speriem de costurile uriașe pe care le avem cu produsele alimentare de bază. Și noi, și producătorii, rămânem cu buzunarele goale. Restul se îmbogățesc, atâta timp cât nu există un sistem care să diminueze impactul politicilor comerciale impuse de mari retaileri. Chiar și în aceste condiții, spune statistica, România se află la jumătatea clasamentului legat de costul alimentar Cazetarul Cătălin Lența a ales acest subiect de mare impact pentru analiza zilnică din jurnalul AgroTV. Știu că nu este ușor de prea multe ori să trăiești în România și să te descurci în fiecare zi și mă gândesc doar la cheltuieli, nu la alte domenii. Și știu că ne place o să ne plângem mereu, că ne e greu, că nu se mai poate așa, că nu știm ce o să facem și mâine. Și totuși nu suntem de plâns. Este adevărat, mâncarea e scumpă și nici măcar de calitate pe care o pretindem. Dar sunt alții și mai necăjiți. Și spun asta pentru că România se situează pe locul 32 din 64 la costul alimentelor de bază, adică fix la jumătate. Nu e chiar bine, dar nici nu avem cea mai grea situație. Arată un studiu internațional realizat în țări cu un salariu minim stabilit de guvern, adică 64 din Europa, America de Nord și de Sud, Africa, Asia și Australia. Este adevărat că situația depinde și de cât ne împoferează statul, adică cam cât îți ia din venituri. Așa că cercetarea ține cont și de faptul că povara fiscală în mai multe țări e destul de mare. În altele, o persoană care câștigă salariul minim este scutită de impozitul pe venit și de contribuții, așa cum e în Hong Kong, Filipine sau Nigeria. În altele, în acest timp, diferența între venitul brut și cel net poate ajunge la câteva zeci de procente. Iar aici suntem și noi, pentru că în România, din venitul brut, ți se iau peste 40%. Din acest motiv, lista include doar sumele nete, adică banii pe care angajatul îi primește efectiv în numerar sau în contul de la bancă. Să ținem cont de faptul că din cele 64 de state incluse în studiu, în 10 salariul minim nu s-a modificat față de anul precedent. Printre acestea se numără Israel, Filipine, Thailanda, Vietnam și Peru, iar în Slovenia lucrurile încă nu sunt clare. Cea mai mare creștere a salariului minim a fost înregistrată în Muntenegru, ca urmare, printre altele, a unor modificări fiscale favorabile. Asta înseamnă acum o majorare a salariului minim de la 222 de euro la 450 de euro net. Nu pare prea departe decât este în România, dar aici câștigă, mi se pare, cei din Muntenegru. Pentru că la noi salariul minim este 2550 de lei lunar, dar asta e valoarea brută. Și dacă scădem dările, rămânem cu numai 1524 de lei, adică circa 300 de euro în fiecare lună. Așa că vedem că până și în Muntenegru, care nici măcar nu e în Uniunea Europeană sau în NATO, lumea trăiește mai bine decât în România. Să mai amintim vreo două-trei valori ca să ne liniștim. În Spania, salariul minim a crescut cu 1% de la an la an, în Marea Britanie cu 5,9% și în Germania cu 3,1%. Dar sigur vorbim de alți bani mult mai mulți, chiar dacă procentele sunt mici. Important este însă cât îți ajung banii, iar autorii studiului au creat o listă de produse alimentare de bază și au comparat prețurile acestor produse cu salariul minim. Lista este alcătuită din 8 grupe de produse: pâine, lapte, ouă, orez, brânză, carne, fructe și legume. Lista e foarte limitată, dar în condițiile indicate și în cantitățile indicate, aceste produse sunt suficiente pentru a satisface cerințele nutritive minime ale unui adult. Așa că lunar în România valoarea produselor alimentare de bază la în începutul anului acesta era de 343 de lei, adică aproape un sfert din salariul minim. Dacă ne uităm peste hotare și calculăm cu modul alții, aflăm că oamenii din Regatul Unit, Irlanda și Australia au nevoie pentru alimentele de bază de numai 7% din venitul minim. Nu e avantajos pentru noi, dar tot e mai bine decât în Bulgaria, Albania și Ucraina. Și mult mai bine decât în Rusia, Kazakhstan sau India, țări în care costul minim al produselor alimentare de bază înseamnă cam jumătate din salariul pe o lună.